În ziua de anul nou 1994, Nancy a fost torturată, violată și apoi ucisă cu sânge rece de un criminal. Timp de aproape 30 de ani, tatăl ei nu a renunțat niciodată și a fost pe urmele ucigașului până ce l-a descoperit. În ziua de anul nou 1994, în Columbia, Nancy a fost torturată, violată și apoi împușcată cu sânge rece chiar de către iubitul ei, care a fugit în Brazilia după fapta făcută. În dimineața zilei de 1 ianuarie 1994, tatălui Nancy a plecat să-și caute fiica acasă la criminal, găsind-o pe mama acestuia, ștergând podeaua apartamentului. Femeia i-a spus bărbatului că Nancy a avut un accident și se află la spital, însă ajuns acolo, tatăl ucigașului a susținut că fiica s-a încercat să se sinucidă și a fost operată. Nancy fusese împușcată în cap și a rămas în comă în următoarele 8 zile, înainte de a muri pe 9 ianuarie 1994. 2 ani mai târziu, în 1996, după ce o investigație a relevat că Nancy a fost violată și împușcată în cap de iubitul ei, poliția excluzând o tentativă de sinucidere, bărbatul a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru crimă și viol. Datorită deceniilor de muncă ale tatălui, acesta a fost arestat în 2020 de Interpol, dar Curtea Federală Supremă a Braziliei i-a respins la început extradarea în Columbia. După insistențele tatălui și alte lupte grele, acum bărbatul va fi extradat în Columbia. Încet, încet am început să mă organizez în cap ce s-a întâmplat. Au violat-o, au abuzat-o și au aruncat-o în spatele unei camionete. Am spus, Doamne, ce au făcut fiicei mele? Bărbatul și-a început zborul în aceeași zi a crimei și nu a mai fost văzut niciodată în țară. De asemenea, Martin a mărturisit și indiciul prin care l-a găsit pe ucigaș. El a aflat că unul dintre frații săi locuia în Brazilia, așa că le-a transmis informația autorităților care l-au identificat, după ce a lăsat o amprentă pe un pahar dintr-un bar. Dar o parte din crimă nu a fost încă rezolvată. Experții criminaliști ai poliției au descoperit că altcineva se afla în cameră când Nancy a murit, autoritățile găsind un tip de sânge care nu se potrivea nici cu cel al bărbatului, nici cu tânăra sa victimă. Însă, acum că ucigașul urmează să fie în cele din urmă extradat în Columbia, Martin a declarat presei locale, momentul lui Dumnezeu este perfect, totul trebuie să fie așa cum indică el că ar trebui să fie. În niciun moment nu m-am îndoit că o vom realiza. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea tenacitate și timp pentru a continua în această luptă, astfel încât crima fiicei mele să nu rămână nepedepsită. Criminalul va plăti pentru ceea ce a făcut, tortură și abuz sexual pe care le-a făcut fiicei mele pentru a o ucide mai târziu. A mai adăugat tatăl fetei, relatează click.ro.